Echipajul Șenii Latei, care a fost dislocată din Iași la Râmnicu Sărat, a pornit ieri dimineață spre localitatea buzoiană Râmnicelu pentru a prelua două persoane, o bătrână bolnavă și o gravidă de 44 de ani, aflată la cea de-a treia naștere. Din cauza viscolului, a vizibilității scăzute și a troienelor care s-au format pe drumul național 22, vehiculul s-a întors din misiune după 4 ore. Gravida din localitatea buzoiană Râmnicelu a ajuns la spital chiar înainte să intre în travaliu. Salvatorii spun că misiunea a fost una dificilă, chiar dacă au fost însoțiți permanent de un utilaj de dezăpezire. Sunt troiene moare, da. A fost greu să aduceți doi bolnavi în Șenilată? Nu, e extraordinar de greu, dar... Cât a durat misiunea? Sunteți de la 10 plecați. Da. Transportul gravidei în maternitatea din Râmnicu Sărat nu a fost cea mai grea misiune a pompierilor de pe Șenilată. Ieri dimineață ei s-au întors de la o intervenție care s-a încheiat după mai bine de 12 ore. Salvatorii au adus la spital un copil de un an cu febră mare dintr-un sat de la granița cu Brăila. Micuțul a fost internat împreună cu mama sa și beneficiază de tratament și supraveghere medicală.